Sunt operatori din turism care anunță că deja românii și-au rezervat hotelurile pentru data de 15 mai, weekendul 15-17 mai, mai exact se fac rezervări pe litoral. Și o să vedem, doamnelor și domnilor, cum va arăta practic viața românilor după data de 15 mai, ce se va întâmpla cu hotelurile, cu restaurantele, cu mall-urile, cu parcurile, dar mai exact care sunt măsurile care vor veni în sprijinul acestor afaceri. Și vreau să mergem mai întâi la colegul meu Vasile Marcu, cel care studiază toate propunerile venite din partea partidelor politice, Vasile, propuneri făcute pentru sprijinirea mediului de afaceri, spuneam, un anunț oficial, se estimează 1 milion de români în șomaj tehnic în luna mai. Sunt mai multe inițiative care în momentul de față sunt pe ordinea de zi a Parlamentului, a Senatului și a Camerei Deputaților. Asta după ce deja au trecut o serie de inițiative, știm încă de săptămâna trecută, fie că au venit din partea PSD, fie a Guvernului privind amânarea plății ratelor, facilități fiscale. Iată că acum pe ordinea de zi a parlamentarilor există un proiect din partea Pro-România care prevede acordarea unui venit minim garantat de 1500 de lei pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 18 ani, pentru că cei de la Pro-România consideră că este suma minimă necesară unei persoane pentru un trai decent pe lună și spun cei de la Pro-România că această sumă ar trebui să fie acoperită de stat în cazul în care una dintre persoane este angajată și primește o sumă mai mică de 1500 de lei, statul trebuie să acopere acea diferență până la 1500 de lei. Este doar un proiect depus de cei de la Pro-România, însă și cei de la USR au mai multe proiecte, unul care prevede posibilitatea intrării în șomaj tehnic a angajaților de la stat, pentru că în momentul de față codul administrativ nu permite această variantă. Au venit cu o modificare a codului administrativ, astfel încât și angajații de la stat să poată intra în șomaj tehnic, să fie o echivalență cu cei de la, din mediul privat, care în momentul de față susțin întreaga economie. În plus, ei mai au un proiect de lege depus chiar astăzi, care prevede acordarea a unei sume de cel puțin 750 de lei pentru cei care sunt în chirie și nu-și mai pot plăti chiria în această perioadă de urgență în cele două luni și au dificultăți în această direcție. Prevede proiectul de lege acordarea unei sume, spuneam, de 750 de lei pentru cei care nu au proprietăți, nu au apartamente în proprietate sau o locuință, dar stau cu chirie și ca să-și poată întreține familia în perioada următoare, această chirie să fie acoperită din bani de la bugetul de stat. Socialdemocrații la rândul lor au depus un proiect de lege care prevede acordarea de despăgubiri pentru agricultori, fie loviți de imposibilitatea comercializării produselor în această perioadă sau din cauza secetei, iar cei de la PNL au la îndemână măsurile luate deja de guvern, deci ei, din punctul acesta de vedere, nu au nicio inițiativă parlamentară.